Răsucirea frunzelor la ceapă este un semnal de primejdie. Este esențial să diagnosticați cu precizie, deoarece cauza principală dictează remediul. Ondularea frunzelor se poate manifesta în diferite moduri. Frunzele se pot răsuci sau se rostogolesc. Decolorarea sau modificările de model însoțesc adesea ondularea, sugerând probleme mai profunde. În primul rând, există cauzele de mediu. Prea multă apă sau prea puțină lumină, undarea inconsecventă și fluctuațiile de temperatură sunt suspecții principali. Aceștia pot provoca disconfort și stres cepei. Dăunătorii sunt intruși ascunși, acarienii paianjeni fiind cunoscuți pentru a face frunzele la ceapă să se răsucească. Bolile, pe de altă parte, precum mucegaiul praf, duc la frunziș distorsional. Apoi mai există deficiențele de nutrienți. Dezechilibrele nutritive sunt hoții tăcuți ai sănătății cepei. Îngălbenirea frunzelor poate indica o deficiență de azot, în timp ce marginile cu aspect ars indică lipsa de potasiu. Odată ce observați ondularea frunzelor, verificați dacă există sol uscat, inspectați pentru dăunător și evaluați rutina de udare. Identificarea rapidă poate însemna diferența dintre o remediere rapidă și o problemă pe termen lung. Udarea excesivă sau lipsa de apă pot duce ambele la ondularea frunzelor. Urmăriți un program de udare constant care să mențină solul umed, dar nu foarte umed. Dacă găsiți insecte dăunătoare, atunci se folosesc insecticide, iar pentru problemele fungice, luați în considerare fungicidele.